Gestiunea deșeurilor în România este o problemă pe foarte multe planuri. Am plecat din zona politică, ne-am dus în zona legislativă, ne ducem în zona de aplicare, ne ducem în zona de control și până în zona financiară și activității companiilor private. Concluzia este că suntem foarte departe de a avea un sistem civilizat, un sistem controlat și măsurabil. Din păcate, în România, schimbările de legislație foarte dese și fără precizie a dus la o creare de confuzie, de responsabilitate, de proprietate asupra deșeului, de trasabilitate și, până la urmă, chiar de organizare la nivel național. Rezultatul rămâne același, o performanță care ne situează la coada clasamentului european. Din păcate, am văzut totuși, am făcut o radiografie destul de autocritică și e una dintre puținele dăți când Ministerul Mediului a stat prin reprezentanții acestuia de la început până la sfârșitul evenimentului. Apreciem foarte mult și sperăm că toate criticile vor fi preluate în mod constructiv, să vedem începerea reparațiilor.